passato che riguarda la chiesa e sicuramente che pure se ne ha avuto la conoscenza tra l'altro il sindacato di Cesare, grazie, e soprattutto consistente delle cose eseguite di lei per le tue esecuzioni, ci vengono fatto su che si dice il tuo rapporto della Cesare, ma è una cosa che fanno sempre il tuo assistenza tecnica, certificare la vostra decisione di scendere lì, fate le carte del stato di attenzione. Regenerare un quadro di un treno per realizzare le zone di produzione su tutte le pesantità che cari sono del quale si è realizzato perché si è un reso di suo carte di attività che si è molto a me fatto un cuore di soglio di disabile di leader dove si fa con il gruppo I și până la care se termină examenul. Deci toată această zonă, care este o zonă răsufrasă la ora asta, este o zonă nefolosită de nimeni și unde avem această regenerare urbană cu efect și pe care de execuție 14-15 milenii. Echipamente sunt instalații de climatizare la sala polivalentă, au fost și anul trecut în această cetatea Cezbani nu s-a reușit să găsească furnizori de astfel de echipamente. S-a luat și acolo de la zero cu un studiu și cu proiectare și s-a ajutat această organizare la sala portare. Registrul spațiilor prezbuți între noi este în lucru. Cred că are termen de livrare undeva la sfârșitul verii, iunie, iulie, undeva. Deci este în mare parte realizat acest registru la spațiilor verzi. S-a lucrat în plen, suntem 2018. Tractoare de potențial locativ. Tot ce începe de aici, atenție, fiind nezburate în cadru, până jos la partea masă de atelier, sunt toate obiecte necesare o altă parcuri prin proiectul de finanțare. Sunt obligatorii și din cadrul obiectul de finanțare, se lucruri care s-au mai scos la licitație și nu s-a prezentat. Reamintare, fântâna apă de băut din cispele, expertiză la ICPT, aici sunt fântâna Porcaru și fântâna Popova, iar mai jos este execuția de la Porcaru, 106.000. Dacă ați văzut fântâna Porcaru, este în proporție de 67% realizat, deja a fost reconstruită, practic, a fost o perioadă în care proiectantul a trebuit să dea o soluție pentru că atunci a fost dată jos din cu ea au fost constatate probleme mari pe ea și va fi finalizată de curând. Restaurare Biserica Belemcă cu ea, pe ea de foarte, foarte mult timp și sperăm că anul acesta, pentru că a fost destul de complicat, cu autorizație de demolare din România. Deci această biserică este o biserică care vine din localitatea Popuie, din Orș, este o biserică veche de lemn, foarte, foarte valoroasă și care, prin vorbeța episcopiei, a fost cedată pe obținut locat, iar noi plătim aici montajul din lucrările. Și mai avem acolo o poziție cu 20 pentru branșamente electrice. La fel, tot micropolia ne face cadou aceste biserici de la Comonești și din Paeta, la fel, două biserici de lemn, la care noi ne angajăm să facem branșarea la autorități. Deci, micropolia de patruce și după anul de a opta în locațiile care, dacă nu știm, sunt stabilite prin bugetul local din 2016. Cimitirul de Nord este o solicitare mai veche a celor de la regie, pentru că ajunge de aproape la saturația locurilor din cimitirile Craiovei și este cimitirul zona de Nord, care cred că am făcut SFC-ul anul trecut, acum este prins la ultima porțiune și anul ăsta să avem PP-ul și detalii de execuție după care să trecem la execuție. Licențe, asistență socială, poate iluminatul public care îl avem așa de an, reactualizarea plus hipodromă, plus lucruri care sunt deja în lucru la direcția de urbanism. Amenajarea piaței, piața Regele Ferdinand și Regele Ucraintis, lucru care noi ne-am propus
2018 să avem aceste piețe și e vorba de pețeți și asistență tehnică. Stațiile de recărcare pentru vehicule electrice, care ne-am propus să montăm aceste stații de recărcare, dar și un proiect de fonduri europene din Agenția de Mediu pentru nouă stații de recărcare, și famosul de stații de recărcare, unde la fel contribuția noastră este de 37%. Modernizarea esplanadei de pe Calea București, este vorba de esplanada de pe Lăcuș, din Lăcuș, acolo unde am avut exemplu dumneavoastră, unde ne-am deplasat, unde am prins și am realizat studiul de fezabilitate anul trecut, iar acum avem deja pentru etapa de expertiză și proiectare de execuție suma de 800.000. Revitalizarea centrului istoric este vorba de Piața Veche, unde avem studiul de fezabilitate, trebuie să luați practică o proporție și am proiectat bugetat la 123.000 partea de verificare tehnică, liberalitate și asistență tehnică. Modernizarea parcului Nicolae Romanescu este o licitație care este derulată, așteptăm bugetul, în momentul când veți aproba bugetul, se va semna contractul de 22. Deci este vorba de intrarea la statuia Mihai și Mihai de Căsută, Marmura și Placajul de pe Socru și unde se va amenaja toată piațeta acolo, unde am urmat să parchează mașina locală de către toată lumea și mai trag și taxiul în acea piațetă, se va face piațetă pietonală exact pe modelul cum este interiorul parcului. Bariera ocupată de acces în centrul istoric, mai sunt câteva solicitări și parcometre cu alimentare solară, sistem de administrare, este acea soluție pe care dumneavoastră consilierii în special au cerut, o să fie o alternativă pentru cetățenii străini de țară, în special la parcarea cu SMS, adică să plătăm și câteva parcometre din astea cu bani pentru cei care nu au telefoane. Reevaluarea viziunea planului de acțiune pentru continuarea studiului, iar este un plan care trebuie realizat de cel cu spațiu preț și la fel calitatea aerului. O stație de tratare